Salutare minunaților! Zilele trecute a fost ziua unui minunat sfânt pe care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește în fiecare an pe data de 26 noiembrie. Am ținut să vă spun și vouă câte ceva despre el, deoarece este cunoscut ca fiind ocrotitorul pruncilor și al tinerelor familii creștine. Este vorba despre Sfântul Stelian. Datorită vieții sale pline de rugăciune, dăruire, dar și iubire față de Dumnezeu, el a dobândit darul facerii de minuni, vindecându-i mai ales pe copiii bolnavi. Sfântul Stelian a avut inima curată precum un copil și s-a rugat mereu pentru ca micuții săi prieteni să redobândească darul cel minunat al sănătății și să-și păstreze puritatea copilăriei. Haideți să aflăm mai întâi cine a fost Sfântul Stelian Paflagonul. Sfântul Stelian s-a născut în secolul al V-lea din părinți creștini, în cetatea Adrianopole, aflată în vechea regiune a Paflagoniei, din nordul Asiei Mici, lângă malul Mării Negre. Încă de tânăr a știut drumul pe care vrea să-l urmeze. Mai întâi și-a împărțit averea pe care o moștenise de la părinții săi, iar apoi a intrat într-o mănăstire aflată în Cezarea Capadociei, actuala Turcia de astăzi. Astfel, Sfântul a viețuit ani îndelungați în post și rugăciune continuă. Se poate observa în icoane că Sfântul Stelian este prezentat întotdeauna cu un prunc înfășat în brațe, iar explicația este legată, desigur, de pruncii pe care i-a ajutat și vindecat necondiționat, ori de câte ori a fost nevoie. Se spune că într-una dintre nopțile în care încălzea peștera cu rugăciunea sa fierbinte, Sfântul Stelian a simțit mai mult decât oricând binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. A doua zi, acesta a fost cuprins de o mare milă atunci când o mamă venise cu pruncul ei bolnav în brațe și îl ruga să o ajute și să-l facă pe fiul său sănătos. Când Sfântul a pus mâna pe creștetul copilului, a simțit harul lui Dumnezeu, care l-a vindecat pe loc de boala sa. Pentru că în acea zonă apăruse o molimă cumplită, ce făcea nenumărate victime în rândul copiilor, vestea despre această vindecare minunată s-a răspândit rapid, astfel că tot mai mulți părinți cu copii suferinți veneau la el, ca să-i ceară sfat ori să se roage pentru ei. Cam atât pentru astăzi, minunaților! Continuarea poveștii despre viața acestui sfânt deosebit o veți afla în episodul de mâine. Sunteți îmbrățișați cu toată iubirea! Minunații!